Dragii mei, așa cum spune Scriptura, nimeni nu se poate amesteca în bucuria unei inimi care trăiește în prezența lui Dumnezeu, așa cum suntem noi chemați în aceasta. Doamne, cunoaște măsurile ei și pulsul sufletului nostru cu ocazia aceasta când suntem în prezența Cuvântului său și în prezența sa. Nu știu cât de mult v-aș lipsi eu, vouă, audienței noastre iubite, dar voi mi-ați lipsi mie enorm dacă nu ați mai fi parte din viața mea. Nu ne putem vedea față în față, dar suntem părtași ai acestui Cuvânt al lui Dumnezeu, care ne va face și astăzi într-o memorabilă călătorie a transformării Sufletului nostru. Depune mari eforturi, și chiar astăzi am vorbit cu o doamnă care mi-a spus că a trebuit să meargă într-o altă țară, la capătul lumii, acolo unde uh, este un doctor care se pricepe cu adevărat la un caz, cum este cazul dumneai ei. Uh, alergăm mult după un astfel de doctor. Suntem gata să investim foarte mult într-un tratament. Și sunt cifre care pur și simplu înspăimântă cât costă o fiolă, cât costă o pastilă de un anume fel și așa mai departe. Dar toate acestea sunt supuse unei întrebări simple care are puterea să valideze sau să invalideze cel mai înalt, cel mai priceput tratament imaginabil de pe fața Pământului. Și întrebarea este, urmezi tratamentul? Asta este. E posibil că a fost cel mai priceput doctor din lume și e posibil că a ne dărui cel mai bun tratament care putea fi a, cu eficiență totală, este posibil. Tratament care a făcut minuni în multe cazuri și pe baza aceasta am crezut și noi. Dar dacă nu putem răspunde afirmativ la întrebarea aceasta, ei tratamentul, urmezi tratamentul? Aceasta este întrebarea. Nu dacă Ți-a dat acel mare doctor tratamentul, nici dacă l-ai cumpărat, nici dacă l-ai, ci dacă îl urmezi. Și dacă îl urmezi, respecti ce ți s-a spus, calci pe urmele pe care ți-a spus doctorul acesta să calci, sau inventezi un, propriu, un traseu propriu pe care vrei să faci lucrul acesta. Dacă acest. Această situație este de un impact incredibil în viața biologică și cea de zi cu zi, în domeniul credinței, este literalmente definitiv în impactul lui, pozitiv sau uh, negativ. Până acolo, încât Domnul nostru Isus Hristos spune în Ioan, capitolul 13, versetul 17. Nu e ferice de voi dacă știți aceste lucruri, dacă ați învățat la seminar sau în curs de teologie, sau la biserică sau uh, prin vreun sistem de educație. Nu este ferice dacă știe aceste lucruri, ci este ferice dacă le faceți, scrie cuvântul lui Dumnezeu. Ba, încă e chiar o nefericire mult mai mare și mai grea peste sufletul nostru dacă știm aceste lucruri, dar nu le facem. Omul care nu le știe, nu poartă această povară asupra conștiinței lui. El nici nu le face, dar nici nu le știe. Nu îl apasă un astfel de lucru. Pe când omul care cunoaște, care a fost descoperit, care a învățat și știe aceste lucruri, dar refuză să le urmeze, omul acela se încarcă, sufletește vorbind cu o povară teribilă. Aici vom învăța astăzi că marele secret nu este al omului care umblă cu Dumnezeu, ci al lui Dumnezeu care umblă cu omul. Căci omul care umblă cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, este o urmare a umblării lui Dumnezeu cu noi. Dacă nu era Domnul care să deschidă drumul, care să ne atragă sufletele, care să ne conducă. Dacă nu era dragostea lui Dumnezeu mai întâi, noi îl iubim pentru că El ne-a mai întâi, dacă nu era mai întâi umblarea lui Dumnezeu cu noi, adică lucrarea lui cu noi, niciodată n-ar fi fost lucrarea sau umblarea noastră cu El. Astfel că umblarea noastră este o urmare naturală a cunoștinței și a puterii lui Dumnezeu desfășurate în viața noastră. Lucrul acesta depinzând, de voința și alegerea noastră. Astfel că noi nu vom ajunge la acela în care credem și pe care îl chiar îl mărturisim, ci vom ajunge la acela pe care îl urmăm. Indiferent ce avem în mintea noastră, destinația este legată de acela pe care îl urmăm nu de acela în care credem sau despre care știm atât de multe lucruri. Dacă știți aceste lucruri, a spus Mântuitorul, ferice de voi dacă le faceți. Pentru că mai târziu el ne spune în 21, nu oricine fie de mine și zice Doamne, Doamne, va intra în împărția cerurilor. Am văzut Dezbătând ideea aceasta, ce va fi cu lumea care nu cunoaște mântuirea, nu cunoaște Scriptura, nu are cunoștința Domnului nostru Isus Hristos? Și poate că uh, miliarde de oameni pe pământ n-au auzit niciodată. Ce va fi cu oamenii aceștia? Nimeni nu va fi mântuit altfel decât prin Domnul Hristos. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar a ști acest lucru în forma în care știm noi a crede în forma în care credem noi, este un lucru pe care Dumnezeu l-a lăsat la nivelul fiecărei ființe umane oriunde se găsește pe pământ. Cu i s-a dat mult, i se va cere mult. Și cu i s-a dat puțin, i se va cere puțin. Este atâta dreptate și bunătate și frumusețe în Dumnezeu. Dar cel care a știut voia stăpânului său și cu bună știință nu a îndeplinit voia stăpânului său, spune Mântuitorul nostru, se expune, se încarcă, se primejduiește pe sine însuși într-un grad mult mai mare astfel că marea favoare și har pe care îl avem pe pământ este și constă în faptul că Dumnezeu merge cu noi și nu numai cu noi, ci cu orice om venind în lume. Lumina aceasta luminează, ceea ce luminează calea, luminează mintea oricărui om venind în lume. Nu a restrâns Dumnezeu mântuirea și bunătatea Lui manifestată în Domnul Hristos, nu a restrâns-o la un grup de oameni numiți creștini. Mă bucur că este așa. Mă bucur din suflet. Știu că lucrul acesta nu este pe placul unor oameni, dar mă bucur că este pe placul lui Dumnezeu. Și aceasta a fost, de fapt, surpriza Apostolului Petru, care era convins că harul este restrâns și rezervat doar la echipa Dumnealor. Care erau acolo, de ceilalți oameni nu le-a păsat uh, niciodată, de niciun fel. Dar acum, în casa lui Corneliu, trăiește acest șoc, nu cu privire la Corneliu, nici cu privire la el, ci cu privire la Dumnezeu. Spunând, îmi dau seama acum. Văd, înțeleg că Dumnezeu nu este părtinitor așa cum am gândit eu. E numai cu noi, cu secta noastră, cu gândirea noastră, cu felul nostru de a trăi, stilul nostru de viață. Nu, Dumnezeu nu este părtinitor, ci în orice neam, tinde în sub ceruri. Orice ființă umană care își deschide sufletul atracției lui Dumnezeu, voi atrage la mine pe toți oamenii. În ce formă? Dumnezeu cunoaște ce și cum, dar nu rămâne nimeni în afara acestei atracții pe care uh, uh, Einstein o numea, această, uh, Newton o numea atracție universală, uh, în domeniul fizicii, fără discuție, dar în domeniul duhovnicesc, atracția universală uh, este ceea ce a spus Mântuitorul nostru. Voi atrage la mine pe toți oamenii. Acest lucru îl vom învăța noi astăzi sub, sub titlul acesta modest, dacă urmezi tratamentul Dumnezeu, într-adevăr, Domnul te atrage, te voi atrage, voi atrage la mine pe toți oamenii. Nu toți oamenii se vor lăsa atrași. Vom constata că această atracție a lui Dumnezeu, asemenea genelor în ultimul timp am uh, mai citit câte un material, asemenea moștenirii noastre genetice, uh, uh, acest, această atracție a lui Dumnezeu poate fi pusă în valoare sau poate fi stinsă în sufletul nostru. Și avem un caz. Uh, fariseii au zădărnicit, adică au nimicit, au distrus planul lui Dumnezeu cu ei, refuzând botezul. Deci este posibil să activăm planul lui Dumnezeu cu noi, să răspundem atracției lui Dumnezeu, lăsându-ne atrași mai înduplecat, Doamne, spune Iremia, și m-am lăsat înduplecat. Dacă nu se lăsa înduplecat, putea să înduplece Dumnezeu oricât de mult. Dumnezeu a încercat să înduplece și încearcă pe orice om să înduplece. Așa și scrie Scriptura. El dorește ca niciunul să nu fie neînduplecat, ca niciunul să nu piară, dar acest lucru nu se verifică în practică pentru că omului i-a fost dat acest drept dumnezeiesc, lucru care vorbește bine despre Dumnezeu, i-a fost dat în sufletul lui să primească sau să respingă bunătatea lui Dumnezeu manifestată în Domnul Hristos. Iubiții mei, însoțirea aceasta de către Dumnezeu sau Dumnezeu umblând cu noi este de fapt taina și explicația vieților, vieții sfinților. Viețile sfinților nu sunt așa de sfinte, după cum știm noi, și nu sunt așa de lipsite de probleme, de confruntări, de necazuri, de nenorociri, cum nu s-a pomenit. Iov spune, nu cred că, că mai e nimeni pe pământ să treacă pe unde trec eu sau Ieremia spune, nu mai, nu, de, de, ce de ce am mai văzut ziua uh, când trăiesc o astfel de viață, sunt batjocorit. Uh, în toată țara, toată lumea batjocorește lucrul acesta. Uh, viețile Sfinților nu au fost așa de roze cum, precum gândim noi, cum scrie broșurica aceasta, Viețile Sfinților, sau cum gândim noi că au fost viețile Sfinților, au fost niște vieți de confruntare grea. Au avut însă acest numitor comun care ne este oferit și nouă, și anume compania lui Dumnezeu. Urmezi tratamentul acesta, răspunzi tratamentului acestuia? Aceasta este marea întrebare. Nu dacă ai primit, a fost dat oricărui om venind în lume, ci dacă urmezi, dacă iei acest tratament și urmezi ceea ce ți s-a spus. Frământarea lui Iacov la coborârea lui în Egipt nu era legată de Egipt. Nu era legată nici de vârsta sau neputința lui, sau de situația aceea. Deși, istoric vorbind și social vorbind, coborârea în Egipt putea să apară ca un fel de cădere de la credință, cumva au părăsit canalul și s-au dus în țara promisă și s-au dus în Egipt. Dar lucrul acesta ne descoperă nouă o. Strălucire, o fațetă a bunătății lui Dumnezeu, pe care nu o vedem în alte împrejurări, mai evident decât aici, Geneza 46, începând de la versetul 2. Dumnezeu a vorbit lui Israel, lui Iacov, într-o vedenie noaptea și a zis: Iacove, Iacove, Israel a răspuns, observați cum se schimbă uh, numele dintr-un loc în altul, uh, Iacove, Iacove. Israel a răspuns, iată-mă. De ce este această uh, uh, schimbare de nume? Israel și Iacov, Iacov și Israel. Se știe clar că acolo, în noaptea aceea strâmtorârii lui, bunul Dumnezeu a schimbat numele din uh, Iacov în Israel. Cu semnificația pe care o cunoaștem. Iar acum aceste lucruri sunt, sunt împletite cumva. Dumnezeu a vorbit lui Israel și a zis, Iacove, el a auzit și Israel a răspuns, iată-mă, Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul Tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi în neam mare și eu însumi mă voi cobori cu tine în Egipt. Nu e vorba de Iacov mergând cu Dumnezeu, ci este vorba de Dumnezeu mergând cu Iacov. Acest lucru face din, din Iacov, din călătoria lui sfântă pe pământul acesta, ceea ce a fost. Și anume linia pe care a venit Domnul nostru Isus Hristos, umblarea lui Dumnezeu cu El. Acest lucru este care, care a dat putere și valoare uh, umblării Lui și, de asemenea, uh, nouă în viața noastră. Eu mă voi coborâ cu tine în Egipt. Aceasta înseamnă că Dumnezeu merge cu noi. Uneori uh, urcăm la Ierusalim, Dumnezeu merge cu noi, că altfel n-am urcat niciodată. Alteori coborând de la Ierusalim spre Erihon sau coborâm de la Ierusalim uh, spre Emaus cu descurajare, cu uh, uitare, cu uh, suferință sufletească nenecesară, dar, dar absolut reală. Și Dumnezeu nu ne abandonează pentru că noi coborâm la un moment dat. Nu ne abandonează pentru că am schimbat direcția și chiar mergem în direcția opusă nu ne abandonează, ci ne însoțește pe drumul acesta. El merge cu noi. Aceasta e umblarea lui Dumnezeu cu omul. Așa se și încheie marele tablou al istoriei Mântuirii, în Cartea Apocalipsei. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii care rodește prin natura lui oamenii cu Dumnezeu. Dar umblarea noastră cu Dumnezeu este un rod al umblării lui Dumnezeu cu noi. Acum, iubiții mei, dacă ar fi să rămânem la cazul celor doi care coborau către Emaus, plecau de la Ierusalim, ei nu lăsau doar orașul în spate, ci ei lăsau în urmă, încercau să lase în urmă o istorie care după ce le oferise cele mai înalte speranțe imaginabile pentru o ființă umană, acum lăsau în suflet umblarea lor cu Isus, lăsa în suflet cea mai adâncă și de nevindecată rană. Nu exista ceva care, care să poată compensa ceea ce lipsea în cazul acesta. De aceea Sfânta Scriptură spune în Luca 24, 17 Ei s-au oprit uitându-se triști. Adică, nici nu ar vrea să vorbească, pur și simplu. Pentru că li s-a alăturat Isus, care coboară și el de la Ierusalim către Emaus cu ei, li s-a alăturat el pe drum, fără să, li se, să se descoperă pe sine, așa cum se alătură tuturor miliardelor de oameni din lume, fără să se descoperă neapărat sub numele acesta, ci căutând să descoperă bunătatea lui Dumnezeu și posibilitatea pe care o dă omului de a-și îndrepta căile. Ei se îndreptau în direcția opusă, plecaseră de la adunare. Adunarea a rămas acolo în Ierusalim, în cu apostolul, cu tot, cu toată lumea și cu Toma cel îndoielnic, care nu mai vrea să funcționeze prin credință, ci numai prin fapte, numai pre, prin experiența vieții, toate rămăseseră acolo. Iubiții mei, aceasta se întâmplă pe tot pământul, cu un larg segment al lumii. Spre exemplu, aici, în Statele Unite, în jurul anilor 70, a fost cam 3% din populație au spus că nu au niciun fel de religie, de credință. Nan se numesc oamenii aceștia. Nimic, nu au. Lucrul acesta însă n-a rămas acolo. În anii 90, deja erau 6% ceea ce înseamnă o, o, o dublare, o, o creștere de 100%. Pentru că în anii noștri acum, în 2021, să se constate că un sfert din populația acestei țări, cam peste 80 de milioane, de oameni s-au declarat că nu au niciun fel de, de religie. Cineva spune sunt spiritual, dar nu sunt religios și așa mai departe. Ei sunt cei care au plecat, cei care s-au desprins cei care au gândit că viața izolată și în izolare este de preferat uh, cele într-o comunitate de oameni numită biserică, tulburată și marcată de diferite probleme. Și ei s-au retras. Uh, Mântuitorul n-a abandonat aceste, aceste, 80 de milioane din această țară și cine știe câte miliarde în lume astăzi, doar Dumnezeu cunoaște drumul, el nu i-a abandonat, el a coborât împreună cu ei. Și de fiecare dată, Uh, sufletul este atins de diferite amintiri, de diferite situații. În anumite experiențe ale vieții, uh, din nou inima se întoarce către bunătatea lui Dumnezeu, caută pe Dumnezeu. Acești oameni care s-au declarat că nu mai, au, uh, nu mai au nicio legătură cu credința sunt cei plecați dintre noi despre care vorbeam. Ioan, în epistola sa. Așa sunt cei către maus. Harul constă în faptul că Domnul coboară cu ei și îi întreabă: Ce dialog aveți? Care este subiectul? Vreau să particip la dialogul vostru. Și sigur că un om poate să-i spună lui Dumnezeu: Caută-ți de treburile tale, nu ai ce să cauți în dialogul acesta al nostru. Și sigur că Domnul care stă și bate la ușă, nu va da cu piciorul în ușă sau va deschide ușa forțat. Dar el cere permisiunea să intre în acest dialog. Despre ce vorbea? Și ei îi spun: Cum adică despre ce vorbeam? Păi, tu ești singurul om care nu ești din zonă, ești singurul străin străin, da? De ce? Care este? Păi n-ai auzit ce s-a întâmplat cu Isus? Ce s-a întâmplat? Ia să vedem ce s-a întâmplat. Și atunci ei spun ce reprezenta pentru ei tot ce s-a întâmplat la Ierusalim, iar Domnul nu le spune acestor oameni, vai ce fals, vai ce greșit, vai ce... ci le spune, voi credeți Biblia, voi credeți cuvântul lui Dumnezeu, da, credem, sigur, credeți tot ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu? Păi unele le credem, unele nu. Și atunci a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a desfășurat tot ce era cu privire la el. Iisus îi trata, îi trata pe oamenii aceștia, le trata sufletul. El tratează sufletul celui care s-a depărtat, s-a izolat. Fie că rușinea l-a aruncat, fie că indignarea l-a aruncat, nedreptatea, urățenia sau desfrâul sau imoralitatea. Fiecare om are traseul lui în viață, are motivele lui, are vederile lui, dar indiferent care ar fi motivul care a desprins sufletul nostru de trupul lui Hristos, oricare ar fi motivul acesta, noi suntem tratați cu bunătate de Dumnezeu. Și El merge împreună cu noi pe drumul acesta coborător și El intră în dialog cu noi și ne face să auzim anumite lucruri, ne face să vedem, să înțelegem. Nu ne confruntă brutal sau cu forța, ci trimite tocmai ceea ce spunea Pavel, constrângerea iubirii sufletul meu se mă simt am o obligație sfântă față de bunătatea lui Dumnezeu și pe motivul acesta. În timp ce Isus desfășura cuvântul lui Dumnezeu, a, sufletele lor respirau atmosfera cerului și se vindecau. Au ajuns în poziția în care sunt pe, pe sunt pe chiar pe punctul de a-l recunoaște pe Mântuitorul nostru. Acum el a, ei care au plecat de la el, experimentează. Opusul, el pleacă de la ei acum, el vrea să meargă mai departe, spune Sfânta Scriptură, iar ei care sunt vii, a căror inimă s-a prins deja de el, nu suportă despărțirea aceasta și experimentează față de el ceea ce experimentează el față de ei atunci când ei se depărtează. Nu, no, nu, no, nu, no, nu pleca, spun ei, rămâi cu noi, rămâi cu noi și tocmai acolo la... Frângerea pâinii, când uh, lucrul acesta e încărcat, uh, e încărcat imens de semnificație, acolo l-au recunoscut ei. Sufletul lor era de plin vindecat. Au urmat tratamentul. Tratamentul a avut efect. Ce s-a întâmplat cu ei? S-au întors la adunare imediat. S-a întors acolo și au intrat glorios în mijlocul ucenicilor, care erau niște înspăimântați, niște speriați de frica iudeilor, cu uși blocate, cu tot felul de scenarii, de persecuții în minte, de situații groaznice, de execuții, de acum urmăm noi să fim răstigniți, când uh, intră în mijlocul lor și deodată toată negura aceea se topește, se împrăștie, când ei cu a... radiant strigă și le spune acolo. Domnul a mers cu noi pe drum către Emaus, Domnul ne-a deschis scriptura și ne-a explicat, am văzut pe Domnul. Și lucrul acesta a întors pur și simplu sufletele celorlalți. Într-adevăr, tratamentul lui Dumnezeu, tratamentul prezenței lui Dumnezeu în viața lor a lucrat. Avem uh, clipe de revoltă în sufletul nostru. Avem momente în care credem că tratamentul lui Dumnezeu, adică ce se întâmplă în viață, ce gândim în mintea sufletului nostru, ce se întâmplă pe, în societatea în care suntem, sau în biserică, sau în familie, sau în viața celor părinților, copiilor, ce se întâmplă cu alte cuvinte, avem simțământul că am avea un tratament mai bun decât acesta și că nu ar trebui să se întâmple așa ceva. Eremia uh, spune acest lucru în plângerile lui. Uh, N-aș fi crezut vreodată, spune el, că tu vei da o cupă așa de amară poporului tău. N-aș fi crezut vreodată să se întâmple așa ceva. Cum ai putut să faci așa ceva? Cum ai dat lucrul acesta? Întreabă pe doctorul care uh, chiar ieri vedeam un, um, un domn care a. Pornit de la o simplă răceală și a ajuns cu ambele mâini amputate, ambele picioare amputate, a pierdut gura, i-au pus o proteză în loc de, de buze ca să poată vorbi. De neimaginat, totul a pornit de acolo. Și cineva spune, dar da chiar trebuia un tratament așa de dramatic, amputarea mâinilor și toate, ca să salvăm viața. Viața n-ar mai fi putut fi salvată dacă nu se, avea loc această intervenție. Și tratamentul lui Dumnezeu nu este aplicat nou în funcție de gust sau de aromă, cum sunt uh, copiii răsfățați aici în, în America, uh, medicamentele trebuie să aibă gust de căpșun, de zmeură sau de ceva. Bă, e, e, e ceva frumos cumva, e ceva bun, însă, în același timp, uh, transformă sau face din, din ființa umană uh, o, o persoană care nu rezistă la greutăți sau la ceea ce este aspru în viață, la ceea viața conține tot felul de lucruri. Iubiții mei, tratamentul acesta a lucrat din plin, ei s-au întors la adunare și au transformat adunarea. Umblarea mersului Iisus cu ei pe calea către Emaus a, a transformat viața lor, apoi viața lor a transformat adunarea și a pregătit-o pentru venirea personală a Domnului nostru Iisus Hristos în mijlocul lor. Aceasta înseamnă în scurte cuvinte tratamentul pe care Dumnezeu îl administrează sufletului nostru în rătăcirea, în îndepărtarea lui de Dumnezeu. Există un tratament pentru această cumplită maladie a sufletului omenesc care este îndepărtarea față de Dumnezeu sau răcirea față de, de el. Urma, a, urma, a urma pe Domnul este ceea ce împlinește călătoria noastră duhovnicească pe Pământ. Altfel, nu ar avea nicio valoare, așa cum am menționat. De aceea, de cele mai multe ori, oamenii rămân la nivelul pocăinței. Este pocăit, spune cineva. Aceasta încă nu înseamnă nimic, dacă o persoană este pocăită. Întrebarea este dacă este transformată. Întrebarea este dacă acest tratament numit pocăință a lucrat și dacă, dacă urmezi tratamentul acesta al pocăinței, faceți fapte vrednice sau demne de pocăința aceasta. Nu rămâne la nivelul acesta. Cunoscut deja în lumea noastră, așa, de biserică, termenul acesta de pocăință, metanoia, schimbarea minții. Sigur că este un, un pas extrem de important, dar acest pas, pe cât de important este, nu poate să țină locul următorului pas, care este transformarea cuvântului. Cuvântul s-a făcut trup, a, precum în cer, așa și pe pământ, a coborât din cer, adică din mintea noastră, în, pe pământ, în ființa noastră. Uh, oricât de însemnată ar fi credința noastră care duce la pocăință, oricât de însemnată ar fi pocăința noastră care este schimbarea gândurilor noastre cu privire la Dumnezeu, toate acestea nu pot să țină loc cu pasul următor care este transformarea ființei noastre. Sunteți fericiți nu dacă știți dacă le credeți și dacă le mărturisiți aceste lucruri, sunteți fericiți, a spus Isus, dacă le împliniți. Nu cine zice sau mărturisește sau predică despre Dumnezeu. Nu cine zice cel ce este, cel ce devine, ceea ce mărturisește înaintea oamenilor. Aici a fost diferența cea mare între Iosua și Caleb și cei zece care au mers acolo. Ei au urmat gândurile lor. Și au apreciat ceea ce au văzut, în funcție nu de calea lui Dumnezeu sau de cuvântul lui. Au dat complet la o parte a acest grup. A mine mă interesează ce văd, frate. Nu sunt eu, nu umblu eu cu teorii din acestea. Bine, nu, nu, nu spune nimeni. Dar ceea ce vezi are pentru tine semnificația pe care o au aceste teorii, dacă în care zici că nu vrei să crezi. Și atunci, tu care refuzi să ții seamă de Cuvântul lui Dumnezeu, ajungi să fii la dispoziția gândurilor tale. Nu, nu poate, nai ai cum, ca să, ți, să, să te deplasezi sau să mergi pe un drum, ai nevoie de un reper. Nu poți să fii tu însuți reperul tău și să urmezi gândurile tale fără să ai o posibilitate să le măsori, să le apreciezi, să-ți dai seama dacă e bine sau rău sau așa mai departe. Acesta este, aceasta, lucru care se întâmplă în cadrul pocăinței, schimbarea să va aduceți ființa voastră ca o jerfă vie, plăcută lui Dumnezeu, prin, prin transformarea minții voastre, pentru a deosebi, bine, voia lui Dumnezeu, bine și rău. Știu, acum am ajuns aici, dar, dar lucrul acesta ce este și ce reprezintă e numai introducerea, este numai deschiderea ușii, este numai începutul drumului acestuia. Acum urmează împlinirea în viață. Cei zece, cele 10 iscoade care au mers în Canaan nu au ținut cont de niciun cuvânt al lui Dumnezeu de niciun cuvânt legat de țară, de țara promisă, de niciun cuvânt dăruit părinților, Abraham, Isaac, Iacob, în făgăduința lui Dumnezeu, te voi face un mare toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine, locul acesta este, ți-l dau ție, s-au făcut pregătiri în, în, pustie pentru preoția care a urma să se ridice aici, au fost pregătite toate, au dat la o parte absolut tot și ei au rămas numai la ceea ce văd ei și experimentează ei în lumina tăciunilor minților, nu în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că nu, nu ne cere Dumnezeu să închidem ochii sau să fim orbi față de Ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dar avem o singură șansă de a avea acces la adevărul cu privire la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, și anume atunci când mergem pe calea lui Dumnezeu în a înțelege aceste lucruri. Acești zece oameni nu au vrut să țină cont de niciun fel de cuvânt al lui Dumnezeu. Au fost însă doi în mijlocul lor, Iosua și Caleb, despre care scrie în numerii 14, ei au urmat în totul calea mea, spune Domnul. Au urmat în totul calea mea. Aici a fost uh, marea diferență. Acesta este lucru care va despărți destinele oamenilor. Dacă într-adevăr ai crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, urmează această schimbare a minții. Acum văd. Noi credeam că, spun ei pe calea către Maus, acum, odată ce le-a deschis scripturile de la început până la sfârșit, le-a arătat tot ce era cu privire la el în scripturi. Acesta este rolul scripturilor. Ele nu pot, dacă sunt bine întrebuințate, e bine, dar dacă nu, este altceva. După ce le-a arătat tot ce era scris cu privire la el în scripturi, atunci a avut loc această metanoia, schimbarea minții. Dar schimbarea aceasta n-ar fi ajutat absolut cu nimic, dacă ei nu s-ar fi întors din drumul pe care mergeau, în care, prin care abandonaseră uh, speranțele lor și credința lor în Domnul Isus Hristos și uh, locuiseră speranțele lor înalte cu această suferință, această adâncă rană. Dacă rămâneau acasă în seara, în seara aceea, era. Spre noapte. Da, băi, a fost ceva interesant astăzi la biserică. Da, am auzit o predică am, sau am citit în scriptură un lucru sau altul. A fost foarte interesant, dar dacă rămâneau acasă, lucrul acesta nu ar fi avut niciun fel de valoare. Cum nu ar avea valoare un tratament nemaipomenit, dat de cel mai nemai auzit doctor, care însă nu este urmat. Nu ar ajuta la nimic. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu a spus, împărăția cerurilor se manifestă în a urma pe Domnul. Nu vei ajunge la cel în care crezi, ci la acela pe care îl urmezi în viață. Având în vedere că Domnul nostru Isus Hristos a dat această... Uh, posibilitatea sufletului nostru și ne-a ne -a expus și ne expune prin tot ce se întâmplă în viață, în jurul nostru și ce se întâmplă în sufletul nostru, ne expune unor dovezi clare cu privire la bunătatea lui Dumnezeu. Așa le spunea în insula Malta, Pavel zice, «Vouă când vi s-a umplut sufletul de bucurie, voi nu v-ați gândit de unde fie așa ceva sau pentru ce, ce, ce sunt eu, ce merit eu ca să îmi umple mie cineva sufletul de bucurie. Este un semn, a spus Pavel în predica lui, legat de bunătatea lui Dumnezeu. Iubiții mei, coborârea Mântuitorului cu noi ne face pe noi să nu privim cu ușurătate mijloacele de vindecare pe care bunul Dumnezeu le folosește în viața și ființa noastră. Uneori acestea sunt dramatice și înțelese greșit, nu numai că nu întorc sufletul la Dumnezeu, dar așa cum scrie cartea Apocalipsei, s-au înrăit și mai mult, au hulit și mai tare numele lui Dumnezeu. Aceleași lucrări pe care Dumnezeu le îngăduie în viața noastră riscă la un moment dat să se întoarcă împotriva noastră. Dar, iubiții mei, singura Singura mângâiere a sufletului și întrebare în același timp, în mijlocul oricărui fel de încercare, este aceasta despre care a vorbit Iov în capitolul 31, versetul 7: Dacă mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima- ochii, adică ochii au văzut ceva și hop, și inima. Imediat uh, merge după ei. Dar s-a lipit vreo de mâinile mele, uh, spune Iov mai departe. Acesta rămâne, uh, aceasta rămâne mângâierea sufletului lui într-o încercare prin care nu am trecut niciunul dintre noi. Uh, am citit, citim în Sfânta Scriptură și poate că am trecut în parte, mai mult sau mai puțin, dar această încercare prin care a trecut el. Este, cum s-ar zice în engleză, the perfect storm. Este furtuna aceea totală în care uh, Satana aruncă în luptă toate mijloacele de amăgire, toate amăgirile, nelegiurii, toate, absolut toate, uh, intenționând să distrugă complet încrederea acestui om în Dumnezeu. Aceasta era ținta. Nu se întâmplă lucrul acesta. Încrederea lui în Dumnezeu nu este verificată doar în vreme bună, ci și în vreme rea. Ea rămâne absolut neschimbată. El este același pentru Iov cel în prosperitate și pentru Iov cel în suferință. Suferința aceasta, însă, era un tratament asupra căruia rămâne să gândim fiecare dintre noi și anume în ce formă vine în viața și ființa noastră, dar sigur. El lucrează asupra unui sau altui aspect al vieții și sufletului nostru. Așa cum spune Eremia, nu m-aș fi gândit vreodată să trec pe aici, dar am trecut pe aici. Iubitii mei, aș dori să mergem cu ființa noastră și cu sufletul în momentul în care acest om, adică și tu și eu, venim înaintea lui Dumnezeu cu dorința aceasta, Doamne, ce să fac pentru a moșteni viața veșnică? Ce să fac? Întreabă el. Și Mântuitorul îi spune ce să facă. Dacă vom întreba pe cei mai mulți dintre creștini, ei ne vor spune că lucrul pe care l-a spus Isus a fost vinde ce ai, scapă de averea aceasta, te cheamă tânărul bogat, acum o să te cheme tânărul sărac. Nu, nu, acesta nu era obiectivul lui Dumnezeu. Obiectivul Domnului Isus Hristos era vino și urmează-mă. Acesta era obiectivul. Dar nu poate să urmeze cineva pe Domnul fiindcă vrea. Nu poate să nu atârne de cine vrea. Uh, nu atârnă nici de, de cine uh, își închipuie lucrul acesta. Sunt destui închipuiți astăzi. Ci este o luptă a sufletului de neimaginat, atât lupta lui Dumnezeu cu sufletul nostru, uh, cât și lupta sufletului nostru cu Dumnezeu, așa cum scrie Iacob va lupta până la ziua. Vino și urmează-mă. Faptul că i s-a spus, uh, vin de tot ce ai, și de la săraci nu era uh, o condiție absurdă, irațională, antisocială. Ceva care distruge stima de sine a unui om și îl aruncă, îl transformă dintr-o valoare a societății într-un nimic. Uh, uh, mergând. Nu, niciun caz. Era tratamentul pe care bunul Dumnezeu îl administra acestui suflet și îl administrează mie și ție, la administra lui Ezechiel când i-a spus să-ți voi lua ce ți mai scump în ochi, la administra lui Israel când i-a spus să voi lua templul acesta de aici ca să poți să mă urmezi. Despre aceast... acesta era obiectivul. Și tot ce avea el îi ținea sufletul în sclavia aceasta uh, grozavă a, uh, a verii, a răutății a materialului. Și uh, prin faptul că Domnul îi spune, dă drumul acestor lucruri, îl tratează. Uh, și uh, ca să le libereze spre a urma pe Domnul. Dar el nu urmează tratamentul. Biblia spune, a plecat foarte întristat pentru că avea multe bogății. Este marele medic este tratamentul tuturor tratamente, da, dar eu nu servesc așa ceva și spune Sfânta Scriptură, a plecat întristat din locul acela. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine... Nu să creadă în mine doar, nu să-și schimbe ideile metanoia, pocăință și a schimbat ideile cu privire la mine, nu doar atât. Dacă voiește cineva să vină după mine, adică să meargă pe urmele mele, să se lepede de sine, aceasta însemna sinele acestui tânăr bogat. Era legat de lucrurile acestea, să se lepede de sine, să-și ia crucea, ceea ce înseamnă răstignirea acestor lucruri care uh, împiedică, urm, uh, ne împiedică pe noi să urmăm pe Domnul, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Această rugăciune a noastră, Tată iubit, uh, indiferent cât ar fi de dureros, de neplăcut, ajută-ne să urmăm tratamentul cu scumpătate, cu sfințenie, așa cum tu însuți, mare medic al sufletului nostru, ai scris în cartea ta, în dreptul numelui nostru. Și fă, Doamne, ca niciodată să nu întoarcem fața de la tine și să ne ajuți întotdeauna ca așa cum tu mergi cu noi și noi să mergem cu tine. Aceasta e rugăciunea noastră în numele Domnului nostru, Isus Hristos. Amin.